Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, el se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină. Amin. Vă rog să vă reașezați. Să fie binecuvântat acest bun și mare Dumnezeu care a vorbit și aici. Deși, așa cum spunea Apostolul Pavel la Roman, la capitolul 11, aici și nu numai, uneori Dumnezeu este greu de înțeles. Romani 11, versetul 33. O, adâncul înțelepciunii, bogăției, științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Să fiți binecuvântați de Domnul, care a făcut cerurile și pământul, mici și mari. Dragii mei, versetul care l-a citit fratele din Iov 1:1, socotim că e scris de Moise, dacă e drept că el a scris cartea aceasta. Dar cel pe care l-am citit eu, evident, ca și text, e scris tot de Moise, dar sunt cuvintele lui Dumnezeu într-un dialog cu Satana. Dumnezeu s-a lăudat cu Iob spunând că nu este altul ca el pe pământ și i-a spus Satanei, tu nu vezi că e al meu? Și îi spune diavolul, de ce vrei să-l pierzi că n-ai dovezi? Apoi dacă pentru cel mai bun de pe pământ se luptă Satana, da, păi pentru ceilalți. Zice Petru în epistola sa, 1 Petru, capitolul 4, citesc versetul 18, și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelejuit și cel păcătos? Dacă n-a scăpat nici Domnul Iisus de cutreierarea pământului și atunci când Satana cutreiera pământul să nu-l ispitească, ba încă spune Scriptura că în toate felurile și nu numai odată. Marea ispitire a Domnului n-a fost în pustie, aceea a fost doar admiterea la școală, absolvirea a fost mai grea. Că spune Apostolul Pavel la Coloseni, capitolul 2, că Domnul a biruit demonii la cruce, 2:15, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Și dacă vreți altă dovadă, că acolo a fost o bătălie mare, citim și Ioan 14, unde zis Domnul Iisus în versetul 30, era zilele acelea dinaintea arestării, răstignirii, nu voi mai vorbi mult cu voi, că-și vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Că dacă s-a putut lăuda Dumnezeu cu Iov atunci, dar cu fiul său s-a putut lăuda în mod desăvârșit. A spus din cer, acesta e fiul meu preiubit în care găsesc toată plăcerea. Deci iată că Satana cutreră pe pământ nu așa ca un turist, ca cel ce are autoritatea maximă, ca stăpânitorul. Și dacă trece poliția, să zic, pe aici, trebuie să fie atent, dacă vine comandantul, șeful de stat major a armatei, președintele, apoi mai mare problemă. Dar să ne întoarcem la Iov. Este interesant că felul în care este prezentat în 1:1 este reluat în 1:8 la o primă ședință în cer. Acele patru calități amintite, cu mențiunea că nu era alt ca el de credincios, de sfânt, fără prihană, curat la suflet, se temea de Dumnezeu, se abate de la rău. Și cum am citit din capitolul 2, la o altă ședință, cât o dura de la una la alta, nu știu, iar sunt reluate acele patru calități deosebite. Vă propun în seara aceasta, după ce fratele a citit acest cuvânt, m-am oprit la el, să vedem cum a reușit Iov. Că doar când ne-am pocăit toți ne-am propus, așa-i?
Care și-a propus când s-a pocăit să fie pocăit numai de nota 5, numai că să treacă clasa? Care? Păi când v-ați căsătorit toți, v-ați propus să fiți soții ideali, nu? Și cum de uneori nu reușim? Ce fac unii de reușesc și alții de nu reușesc? Să ne uităm, dragii mei, la Iov. În primul rând, cred că Iov a avut aceste reușite pentru că tot ce gândea și făcea, el se raporta mai întâi și mai presus de toate la Dumnezeu. Îmi pare tare interesant că deși Satana s-a ocupat cu nenorocirile din prima fază, cu boala și alte supărări care le-a făcut într-o a doua etapă, Iov nu povestește de Satana. Zici că face abstracție de el. Că noi tare ades dăm vină pe diavolul. Ca beata Eva, acum în cazul ei, a fost la prima înfățișare. Iov, și o să vă spicuiesc doar câteva versete, orice se întâmpla, orice făcea viața lui, se raporta la Dumnezeu. Ar trebui să facem și noi așa? Da? Hai să citim. Spune în 1:22 că Iov n-a vorbit necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Ceea ce și după aceea a spus, scrie în 2:10, ce primim de la Dumnezeu binele să nu primim și rău? Păi de ce mi-a zis că e binele de la Dumnezeu și rău de la Satana? Păi bineînțeles că rău e de la Satana, dar e cu aprobare de la Dumnezeu, cum rezultă clar din cazul de aici. Întorc la capitolul 6, de exemplu. Spune în 6:4, săgețile cele atotputernice m-au străpuns, groaza Domnului bagă fiori în mine. Versetul 8, și mi-ar împlini Dumnezeu dorința, 9, de-ar vrea El să mă zdrobească. Și hai să ne oprim puțin în 14, spune aici de la versetul 3, ce asupra omului, Doamne, Tu ochiul deschis, mă tragi la judecată cu Tine. În toate se raporta numai și numai la Dumnezeu. Trec mai departe, în capitolul, de exemplu, în 23. N-avea treabă cu alții. Și în versetul 3, dacă știu unde să-L găsesc pe Dumnezeu, eu numai cu El vreau să discut. Eu mă raportez la El. Mi-aș arăta pricina, mi-aș umple gura cu dovezi. În ce privește ceea ce avea să se întâmple sau ce se întâmpla, se spune și 13, hotărârea e luată, cine se va împotrivi, ce dorește sufletul, adică lui Dumnezeu, aceea face. Și iară îl aduce în discuție numai și numai pe Dumnezeu. Apoi zice de la 31:4, n-a cunoscut Dumnezeu căile mele, nu mi-a numărat El pașii mei. Adică era conștient că îl vede Dumnezeu, că totul este înaintea lui, cum spune Evrei 4, în fața lui totul e gol și descoperit. Trăim noi așa. Am mai spus eu o întâmplare așa scurt, spun uitându-mă la fetițele astea de aici, le mai spun câte ceva și la copii pe aici pe acolo, că un copilaș nu vroia să iasă din bloc într-o zi, deși mama le-a propus și el s-ar fi bucurat să iasă în parc, că-și făcuse freză, a zis, dar afară mă vede Dumnezeu. Ai, la un copil admitem că-l vede Dumnezeu, nu? Dar la noi? Iacob spune că l-a înșelat pe tată său cu aportul puternic al mamei. Și când l-a întrebat, cum ai găsit fiul levânatul, Domnul Dumnezeu tău mi l-a scos înainte. Să-l fi apucat Dumnezeu de mână, mă, când ți l-a scos? Câte săgeți ai tras să omor vânatul ăsta? Dar apoi scrie în capitolul 28, când i s-a arătat Dumnezeu, nu l-a certat Dumnezeu, din potrivă, a făcut promisiuni că va fi cu el, că nu-l va părăsi până nu împlinește tot, l-a luat înapoi în țară, îngerii nu s-a arătat deloc cu spada și cu arme împotriva lui, dimineața nu mai era nici Domnul să-l spere, nici scara să-l înfioare și ce a zis? Cât e înfricoșat e locul ăsta, Dumnezeu e aici, eu n-am știut. Dar unde nu-i Dumnezeu? Lui Moise s-a arătat într-o parte, cum știți, la voi, unde nu-i Dumnezeu? Repet, Iov se raporta întru totul la Dumnezeu. Dacă se întâmplă ceva, el face.
Vă amintiți unde scrie în Biblie? S-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? Plângeri, capitolul 3. Ce nu iese din bine în gura lui și binele și rău? Absolut toate sunt cu știința lui Dumnezeu și oriunde ochiul lui privește. Și nu numai că privește, am citat din capitolul 14 din Iov că ne și trage la socoteală Dumnezeu, nu doar că are aparatură de control, are și dreptul să ne ceară socoteală. Și aici în continuare mă întorc la Iov, la capitolul 31, știți textele astea, nu? Deci în 23, mă temeam de pedeapsa lui Dumnezeu. Și dintre cele patru calități eu am pus-o pe asta mai întâi, se temea de Dumnezeu. Pentru că asta spune el în 28:28. Iată frica de Domnul, aceasta este începutul înțelepciunii, de asta am început și eu cu asta. Că Iov, ca să duc o astfel de viață, cu asta a început. Conștiența prezenței lui Dumnezeu și responsabilității în fața lui. Nu cum a zis Abner către Asahel, băi, dacă te omor după aia, cum dau față cu Ioab? Nu asta e problema. Cum dai față cu Dumnezeu? Ce a zis Iosif când l-a ispitit păgâna aia? Cum să fac eu atât de mare să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Ce a zis David în Psalmul 51? Doamne, eu împotriva ta am păcătuit. Oamenii sunt după aceea. De oameni ne putem ascunde, s-ar putea toată viața să nu afle, că spune în 1 Timotei 5 că unele păcate rămân ascunse până la judecată. Dar Dumnezeu ne vede? Tineri dragi, de când cu lumea asta ascunsă, internetul, nu? Parole pe telefon, tot. Băi, dacă spune voi o parolă să nu vadă Dumnezeu, mă, să te poți ascunde. Dar nu-i loc unde să te ascunzi, așa-i? Dar conștientizăm noi asta, că se uită la noi? Și când e singur, ce spune în Psalmul 39? Zice David și îmi place aici versetul 6, zice el, o știință? Băi, la știința asta încă oamenii n-au ajuns. Ce știință? De la versetul 1. Mă cercetezi de aproape? Cât de aproape? Spune versetul 2, de departe împătruns gândul. Nu doar așa ca un satelit că știe că se scoală sau umblă sau unde să-l localizeze. Ce gândește? Versetul 4, nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl și cunoști în tot, mă încojor, pe dinapoi, pe dinainte. Asta, Doamne, știință? Știi tot ce fac? Cum îi se adresează Domnul Îngerului Bisericii Apocalipsa 2:3? Știu? Faptele tale, uite, așa, așa, în regulă, nu în regulă. Iov se temea de Dumnezeu. De aceea ar fi vrut să vorbească cu Dumnezeu. Știa că de la el pleacă toate și cu el trebuie să discute. Și Dumnezeu, în final, așa într-o furtună, a creat un cadru, ca la muntele Sinai, cu teamă de Dumnezeu, a venit și a discutat, știți cum s-a întâmplat, dar asta este prima idee, să ținem cont de Dumnezeu și să ne temem de El. Zice și Solomon asta, nu menționez în sfârșitul acestei idei, poate ultima vorba lui Solomon, cel puțin din cele scrise, Eclesiastul 12:13. Să ascultăm, dar încheierea, că ăsta e și începutul, și încheierea. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, Doamne, ajută-ne! Acum, ca să nu creadă cineva că pe pământ sfinții trăiesc ca într-un fel de lagăr și peste tot sunt numai camere de vederi și un Dumnezeu care are o securitate și un sistem coercitiv care este foarte sever, spun eu ceva interesant în capitolul 6 al cărții sale. Citesc de la versetul 8. O, de mi-ar asculta Dumnezeu dorința, de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea, dar vrea Dumnezeu să mă zdrobească. Cu alte cuvinte, dacă tot a început, acum gata. Până aici. Versetul 10. Îmi va rămâne măcar această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui sfânt.
Cine umblă cu teamă de Dumnezeu trăiește într-o stare de bucurie. Se poate asta? Se poate. Și asta nu li se pare oamenilor că se împacă una cu cealaltă. Hai să dăm o fugă până la Psalmul 119. Știți că e cel mai lung capitol din cea mai lungă carte din Biblie. Ce la versetul 1 și legăm de prima idee. Ferice de cei fără prihană în calor care umblă întotdeauna după legea Domnului. Adică ăștia care țin cont de Dumnezeu, că e sub privirea Lui totul, ăștia-s fericiți, auzi. Că unora, și asta diavolul sugerează, că dacă ți-ai permite anumite libertăți, să mai faci câte un rabat de la voia Domnului, să mai ai viața ta particulară, ai fi mai fericit, cum a zis fiul, a rămas pe acasă. Și eu te-am ascultat, că na, n-ai ce faci. Dar zice, de vrut, aș fi vrut să ies cu prietenii, să mânc și eu un ied. Dar tata-i pregătise acolo un vițel, ce mai multă mâncare acolo, se bucure cu ceilalți, au început să bucure, s-au veselit. În psalmul ăsta sunt câteva versete care țin și de prima idee și de asta a doua. Hai să spun ceva legat de, revin o clipă la prima idee. 106, versetul. Jur și mă voi ține de jurământ că voi păzi legile tale cele drepte. Și în aceste condiții, cu un asemenea angajament de neclintit, spun el, vă citesc de la versetul 15, 119 cu 15, mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale am sub ochi. Mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Înseamnă că se bucura, se poate asta. Și capitolul ăsta lung e plin de asemenea versete care arată entuziasmul lui, bucuria pe care o avea, de exemplu, versetul 47, mă desfătez în poruncile tale, căci le iubesc. Acum, dragii mei pocăiți de la Nădlac, dumneavoastră vă bucurați, aveți împlinirea asta când slujiți pe Domnul sau nu aveți? Dacă împlinim, ne bucurăm, dacă nu ne bucurăm. Da? Asta spunea și Solomon, Eclesiastul 8, versetul 12. Măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruie multă vreme el, Dumnezeu e de lung răbdător. Eu știu că fericirea e pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de El. Când scrie în capitolul 2, dar să nu mă lungesc, când au încercat pe toate, muzică, femei, de toate, s-a bucurat? A ajuns în depresie. Păi lumea asta e bolnavă, trebuie droguri, le trebuie distracții, să fie și ei o leacă bucuroși. Pe când sfinții se pot bucura la orice slujbă. Și nu numai, și acasă. Spune David, eu strig lăudat să fie Domnul. Cei ce iubesc mântuirea, Psalmul 40, Psalmul 7, se strică fără încetare, preamărit să fie Domnul. Bucurie semănată pentru cel neprihănit, pentru cel cu inima curată. Dumnezeu să vă dea har. Aveți bucuria asta? Păi Iov o avea. Diavolul a crezut că Iov îl slujește pe Dumnezeu contra cost. Uite, îi dai de toate, e ocrotit. Dacă îi le iei, nu! Bucuria nu e legată de avere, ci de relația cu Dumnezeu. Când scriem Psalmul 4, vă citesc cuvintele binecuvântate ale lui David, care a scris aceste cuvinte, versetul 7. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace. Eu zic, Domnule meu, Psalmul 16, tu e singura mea fericire. Mărit să fie Domnul că ne dă aceste bucurii sfinte. De altfel, dragii mei, vorbim între noi, dar de ne-ar auzi lumea să se ia după noi. În rai, de aceea va fi tare bine, că o să fie toți pocăiți. Că atunci când împlinim poruncile Domnului, când ne temem de El, avem satisfacție. În rest, intervin mustrări de conștiință, aduce supărările, păcatul cauzează alt păcat și
se deschide lista răului. Să ne întoarcem la Domnul cu toată inima, cu dragă inimă și să-i slujim cu bucurie. Chiar dacă trebuie, cum scrie în Psalmul 2, dacă cu Biblia deschisă aici, peste 11, slujiți Domnului cu frică, ne temem de El, dar bucurați-vă! Dumnezeu să vă dea această bucurie sfântă, cum spune și Roman 5, că e plină Biblia de așa ceva. Și am intrat într-o stare de har și ne bucurăm, lăudat să fie Domnul. Trec mai departe. Cum a reușit Iov să rămână într-o asemenea stare? Scrie aici, în ultima dintre cele patru, se abătea de la rău. Am auzit pe unii oameni spunând că ei au avut ispite grele și în situația lor se justifică răul. Ar spune un bărbat, zice că e băiat de-a lui Adam, pentru că eu cu cineva asta am avut și eu datorită ei am păcătuit. I-am o scos din rai. Dar e scuzabilă asta? Iov se abătea de la rău, deci la Iov ieșit rău în cale. Cum ne iese la tot. A reușit să-l evite. Hai să ne oprim puțin, zice Iov în 31. Versetul 1. Făcuse în legământ cu ochii mei hotărârea aceea care am vorbit și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Posibilă ispită. Spune aici de la versetul 7. De mi s-a bătut pasul pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii, de s-a lipit prin ținăciune mâinile mele, atunci eu să seamă și altul să seceră. Versetul 9. De mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la ușa aproape lui meu și iară cere oarecum blestem. Spune mai departe cum a dat la alții, cum a făcut dreptate, cum sau a privit la necăjiți, că ispite toți oamenii au. A fost ispitit și Domnul Iisus? A fost ispitit în toate felurile, cum aminteam. Oare care e răul care să ne iasă următorul în cale? Ne vom abate sau ne vom permite să gustăm răul? Mă duc puțin în epistola Apostolului Pavel către Efesen la capitolul 4. Spune el aici, citesc de la versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire după cum e nevoie ca să dea har celor ce l-auz, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amărăciune, iuțeală, mânie, strigare, clevetire, răutate, să piară, din potrivă, fiți buni. Păi astea sunt ispitele de fiecare zi care le întâlnim, nu? Păi suficient să duci cu mașina până la Arad, poți merge până la autostradă și tot ăsta care o ispită, că unul face o depășire neregulamentară, mergi, mai găsești o groapă în drum, un polițist care te întârzie, păi nu? Cineva acasă a pus un lucru și l-a mutat de la locul lui și nu-l mai găsești? Colegii, cineva te mai supără, ba, păi răul este la orice pas. Te vei abate sau vei călca înainte? Doamne, dă-ne har să trăim așa cum scrie aici. Dimpotrivă, fiți buni, miloși, iertați-vă. Dar de ce scrie asta? Păi e nevoie să ierți, e nevoie să... Cum spune mai departe, citesc din Coloseni 3, frumos, de la versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții. Dacă unul are pricină să plângă, iertați-vă, smerenie, blândețe, toate astea, pentru că ispitele astea sunt la ordinea zilei. Te vei abate sau nu? Sau dumneavoastră credeți că Iov a fost așa de imun la păcat și niciodată nu a trebuit să-și țină gura și a fost foarte ușor să nu păcătuiască? Nu, a fost el om ca și noi. Nu se pricepea și el să se enerveze? Ochii lui nu funcționau și a lui, n-avea și el ispite ca și noi? Ba da! Dar s-a ferit și a înțeles că trăim într-o lume a răului și trebuie să te abați, Doamne ajută! Hai să vă amintesc un caz, 1 Samuel 17. Merge David în tabără în Valea Terebinților
Și întreabă și el ce s-a spus, știți, cu Goliat cum striga, și numai sare în sus fratisul, ce te știu de ce ai venit aici? Ai lăsat acele puține ouă, ai venit să vezi bătălia, să cunosc eu mândria. Mă, era drept ce spunea? Nu cred că era drept, că David n-avea asemenea calități rele. Și când te jignește cineva și spune că nu-i drept, păi vine să te aperi, nu? Se justifici, poți să taci atunci? A fost apoi ani în șir, David vorbind de el, urmărit pe nedrept de socrul său. A fost și situații când a fost vinovat, a ales altceva, dar pe nedrept. Păi când ți apare socrul tău în față, nu socrul tău, nu numai, era și regele, acolo și-o zis ceilalți, mă, Dumnezeu ți-l dă în mână, mă, ce mă aștept? Lasă-mă că-i tai eu capul, una-i dau ăștia, erau puternici fiiții lui. Nu, 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 ocolim, hai, pe după, treci înainte. Ai ocazii, poți să taci atunci, poți să nu te răzbuni, poți să ierți. Am citit despre un sclav care era în piață cu stăpânul său. Și-a văzut un sclav bătrân ce era acolo de vânzare și-a zis, te rog, cumpără-l. Și sclavul ăsta avea trecere în fața stăpânului și stăpânul, bă, dar ce să fac cu el, că nu-i de treabă, stai de îngrijit și de omor. Vreau eu să-l îngrijesc, te rog, îmi fac toată treaba și îl îngrijesc pe ăsta, te rog. Da, și pentru un om bun ca și sutașul ăla, că robul e bun, faci pentru el orice, nu? Și-l cumpără. A urmărit, băi, îl îngrijea. Păi, băi, e tată tău, e tot negru ca tine, e rudenie cu tine, îl cunoști, îl cunosc, dar cine-i? Când eram eu tânăr, ăsta m-a răpit și am fost vândut. Datorită lui sunt eu sclav. Și cum îl îngrijești așa? Am ocazia să fac bine unuia care mi-a făcut rău. Se poate așa? Da? Se poate să eviți răul și să ocolești pe la bine. Doamne, ajută-ne! Trec mai departe. Se complică lucrurile. Nu numai că la Iove a apărut răul în cale, ispita. Și gata, a fost pocăit și a tăcut, liniște. Știți ce a vrut Satana să scoată de la Iove? Nu neapărat să curbească, nu neapărat să certe cu cineva. Pe ce a fost pus pariu? 1 cu versetul 11. Te va blestema. Asta e scopul suprem al ispitirii, să ne strice nouă relația cu Dumnezeu. Și într-a doua situație, tot la fel Satana zice, 2 cu 5. Sunt încredințat că te blestemă și nu așa pe ocolite în față. Acum, dacă oamenii îți fac rău, băi, zice, nu, numai în capitolul 3, să nu te miri dacă te urăște lumea, nu? Bă, de la Satana și ei cu rău, noi ocolim, îi depășim pe stânga, pe dreapta, mergem la rai, mergem înainte. Dar când Dumnezeu, că v-am spus, Iov în toate se raporta la Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie să-ți fie rău, Dumnezeu îngăduie necazul peste tine, nenorocire, pagubă, boală, și atunci mai rămâi tare. Și atunci te bați de la rău. Când știi că Dumnezeu a decis lucrul acela să ți se întâmple și că Dumnezeu putea să le evite, că este stăpân, nu-i poate nimeni porunci. Când Dumnezeu nu ne mai este favorabil. Iată ce spune Iov în cartea sa, citesc din capitolul 29, versetul 2. A fost top și el ca noi. Oh, cum nu mai pot să fiu ca în lunile trecute, deci au fost luni de zile cel puțin, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu, când candela lui strălucea deasupra capului meu, Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu, cel atotputernic era cu mine, copiii în jurul meu, mi se scăldau pași în smântână, stânca vărsa lângă mine păraie de unde lemn când mergeam la poartă dacă se făceau alegerile și a primar. Tot se opreau cuvântările. Auzi. Și deodată Dumnezeu nu-i mai este favorabil, ci mă lovești, noaptea, vise. Ce mai faci? Mi-au povestit frații într-o zonă a țării despre un slujitor care avea o fată, s-a căsătorit și ginerile un om fără frică de Dumnezeu
I-a spus de acum nevestei lui, deci fetei acelui slujitor: auzi, dacă nu spui la socrul tău să ne dea o vacă, erau oameni săraci, spun că n-ai fost fată mare. Și îl dă jos din slujbă. S-a dus fata și a spus: tată, uite, bietul om i-a dat singura vacă ce o avea. Dar nu aici a vrut satana să ajungă. Îi scoate acum vorba la socru sau fata, nevastă mea și-a pierdut fecioria că a violat-o tată sau incest. Și ca să nu spun, mi-a dat vacă. Ei, gata, afară din slujbă. Toată lumea s-a distanțat. Pai de mine, cine a fost? Și-a stat așa un an, doi, ca și în cazul lui Iov, că spune în capitolul 19 și asta, nu a fost ușor, după toți umblau cu sărumâna, spune în capitolul 19, în cartea lui Iov, zice: rudele mele, versetul 14, 13, frații mei s-au depărtat, prietenii s-au înstrăinat, rudele m-au părăsit, ai case, nu mă mai suportă, suflarea mea a ajuns nesuferită, neveste, nici asta, mi-imaginez că nu mai dormea cu el în cameră, singur. Nu-ți pierzi scumpă tu, nu-ți vine să treci peste toate. Mă reîntorc la povestea acelui frate. Și-i dreaptă poezia aceea, versetul care spune: și pe când să-și dea suflarea Iob de suferință tul, s-a terminat încercarea, Domnul a strigat destul. Și-a trimis Domnul pe un proroc la acest prezbiter: du-te la el în seara asta. A văzut că i-a bătut: frate, ce-i cu tine? A venit vremea Domnului să te izbăvească. Spus: nu mai cred. Măi, ce-i cu tine? Și-a arătat, își pregătise frânghia să se spânzure, o s-a uitat Dumnezeu de mine, nu-i nimic drept din ce se spune, dar cum se dovedește? Și nu mai știu cum a evoluat lucrurile, dar știu că totul s-a întors și ți-a descoperit adevărul și Domnul a ridicat din nou pe acel frate. Domnul a ridicat și pe Iov și va avea un loc de cinste pe vecii vecilor. Dar pot fi asemenea vremuri în viața noastră. Am citit despre un om care în 1974 a fost condamnat la, nu știu, atunci și-a început detenția sau atunci și-a terminat, să nu greșesc. 35 de ani de închisoare și de-abia după aceea s-a dovedit că au fost pe nedrept 35 de ani de pușcărie. Și se spune că a fost liniștit. A zis: sunt cu știrea lui Dumnezeu aici. Ne amintim și de Iosif din cartea Genezii, cu ce-a fost de vină că a ajuns în pușcărie. Dar ce-i mai frumos, scrie că Dumnezeu a fost cu el. Astea sunt stările cele mai minunate de laudă în fața cerului și de zdrobirea diavolului. Cum spunea vreun band când în închisoare diavolul a râns și a zis: vezi că Dumnezeu nu te scapă, și dacă nu mă scapă, tot cu el votez. Da. S-ar putea Dumnezeu să zăbovească să nu-ți facă dreptate. Așa spune eu, viu este Domnul care nu-mi dă dreptate. Păi l-au acuzat prietenii lui, nu? Păi tu ai furat, ai făcut, ai... Câte nu poți să auzi? Rămâi și atunci neclintit și să te mai abazi de la rău, să te temi de Dumnezeu când Dumnezeu aparent a uitat de tine. Să nu ne îngăduie Domnul numai cu măsură. Să ne fie binevoitor, dar dacă va fi să trece prin asemenea situații, Domnul să ne păstreze tari. Zice Iov aici, ăsta e un principiu care trebuie să ținem cont în viață. Cum știți, am trecut și eu oarecum. Probele grele ale vieții mele au fost pierderea soției și nepocăința unora dintre copiii. Chiar dacă îți botezați toți și merg la biserică. Și m-am întrebat nu odată, deci eu trebuie să trec prin astea. Alții au trecut prin probe mult mai grele. Azi un credincios după 30 ceva de ani de închisoare, am suferit mai mult decât Domnul Iisus. Am citit recent într-o carte, eu știu că e tipărită nu de mult, Prigoniți dar nu părăsiți, un frate a fost arestat, știa că a doua zi că va fi arestat și a adunat soția, copiii și le-a zis: nu știu dacă mă mai întorc înapoi,
S-ar putea să fiți arestat și voi, să rămâneți credincioși, poate nu ne mai vedem niciodată. În primele 9 luni de detenție, în fiecare zi, îl serveau cu o felie de pâine unsă cu fecale umane. A slăbit până la limita în care nu mai putea fi recunoscut. Când s-a permis, după nu știu câte vreme, să fie vizitat, s-a dus la vizită acolo, cum este la pușcăria și unul din coași de masă, altul dincolo. S-a uitat, a mers soția lui și cu un copil la el. A zis, pe tata nu-l aduce? Și a venit un gardian și a adus, ziceai că aduce o grămadă de haine, de acolo era un trup așa, nu mai putea sta în picioare și l-a pus acolo. Și soția s-a părut că într-un moment de neatenție gardianului i-a dat o Biblie. Gardianul a văzut, a aruncat-o la pământ și a spus, pentru asta e aici, te arestăm și pe tine. Și copilul, dar și copilul de 9 ani a zis, sunt gata să mor și eu martir ca tata. Și a făcut câțiva ani de închisoare, s-au mai ameliorat lucrurile. Până la urmă a fost eliberat, că toate pe pământ au un capăt, și necazul, și durerea. A ajuns într-o adunare și la urmă îl așteaptă o soră, o femeie, și îi spune, te rog, vină până la mine. Tu ești omul Dumnezeu, am un singur copil, e grav, bolnav, e într-o stare deplorabilă. Și când s-a dus, știți cine era? Ăla care îl servea cu felia aia de pâine. S-a rugat și a zis, Doamne, ajută-mă și de data asta să nu te fac de rușine. Astea sunt momentele de glorie. Că Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ să moară totalmente pe nedrept. Și a fost Fiul lui Dumnezeu fără de păcat. Și acolo stătea Satana, striga pe oameni să-L izbăvească Dumnezeu dacă e fără prihană. Cum a fost profețit și prin psalme. Dar Domnul a rămas acolo, deși s-a rugat 3 ori în Ghețiman, Tată, dacă se poate, să nu trec pe aici. A fost om ca și noi. Totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și a suferit moarte de cruce și nu știm ce ne așteaptă și pe noi, dar de sus ne privește cu drag ochiul lui Dumnezeu. Că noi ne temem de El și în toate ne raportăm Lui. Vine Satana cu rău, ne abatem, vine Satana în forță. Rămânem aceiași. Domnul Dumnezeu să ne dea biruință în toate momentele vieții. N-a fost ușor, se pare că soția lui Iob, beata de ea, a căzut. Bine că nu i-a dat Domnul ei un test ca la Iob, dar vă rog să observați cum s-a vârât diavolul în prietenii lui, cum spune Elifaz cu un duh, mi-a spus asta și zice Eva, femeia Eva lui, să zic așa, soția lui, 2:9. Blastă-mă pe Dumnezeu, mă, de ce nu-s altceva? Că exact pe vorba asta era pusă pariu, nu? Asta sconta diavolul. Și uneori când suntem ispitiți, numai atât așteaptă diavolul mai să zice o vorbă. Cum spune Psalmul 39, că de asta diavolul? Gura, am tăcut. Doamne, dă-ne biruință! Dragii mei, să ne cercetăm și să ne punem viața rânduială pe vreme bună. Dacă nu în forță, când vin probleme sau când vine efectiv forța. Se spune că s-a dus o mamă cu un copil la un bătrân înțelept și i-a zis, te rog să spui la băiatul meu să nu mai mănânce dulciuri, că nu sănătoase. Ce știu, cu ce-o fi motivat, că se strică dantura sau că se îmbolnăvește. Și a zis înțeleptul să vii la mine peste 2 săptămâni, că vreau să țin o lecție. Bă, dar aglomerat, numai peste 2 săptămâni m-a programat. Gata, s-a dus și a explicat bătrânul ce și cum și îl întreau mămica, dar de ce nu ai putut să-i spui așa pe scurt, măcar cât de cât acum 2 săptămâni? Deci atunci încă și eu consumam dulciuri. Și am vrut întâi să fac eu probă, să mă abțin eu, ca apoi să-l învăț și pe el. Noi ne știm fiecare unde ne sunt dulciurile, așa-i? Cu ce reușește diavolul așa să ne păcălească? Pentru că diavolul, ori cu buna, ori cu reaua, vrea să ne schimbe traiectoria dinaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu să ne dea biruință tuturor. Amin? Mai vorbim puțin de Iov. E ceva ce îmi place mult aici la el, ca să încununez cele spuse. Zice, omul acesta, între altele, era curat la suflet. Ce-o fi asta?
După părerea mea, asta are de-a face și cu sinceritatea noastră, cu un cuget curat, cu transparența noastră. Oamenii care sunt sinceri au cea mai mare șansă să-și poată duce credința până la sfârșit. De aceea vă îndemn, dragii mei, dacă aveți ispite, nu fiți farisei. Știți cum erau fariseii? Au zis, eu sunt în regulă, n-am probleme. Pe din afară cum era? Lustruit, nu? Pe dinăuntru? Niște încuit. Pentru că diavolul vrea nascuns să ne prindă. Și zice Iov la un moment dat că de asta s-a ferit. Hai, vă citesc, cred că e asta în capitolul 31. Spune el aici în versetul... Așa, capitolul 31. Deci 33. Dacă mi-am ascuns fără de legile ca oamenii și mi-am închis nelejuirile în sân, aveți lucruri pentru care nu v-ați mărturisit. Dimineața am predicat la noi, la Betel, din Luca 7, femeia păcătoasă și Simon fariseul. Și spuneam între altele și mi-este proaspăt în minte că sunt păcate de suprafață care se văd, nu? Dacă cineva s-a îmbătat, bă, și dacă nu-l vezi că pică, tot îl vezi că e beat, nu? Dar dacă cineva are o invidie, e mai de ascuns, nu? De ce el? De ce nu eu? Câte nu pot fi ascunse? Lupte interioare. Și putem să pozăm. Uneori am văzut la mărturisiri, uneori la botez, ai ceva de mărturisit. Doamne, Doamne, fii slăvit, dacă nu este. Trecem direct să facem lucrarea, dar uneori nu se face. Pentru că există ispita asta de a ne ascunde. Și asta este o mare problemă. Le spuneam la frați un caz. Am cunoscut un dosar, câteva file, nu tot dosarul în întregime. Dar între altele spuneam, recent am citit într-o carte scrisă de Philip Yancey, un publicist american, s-a dus să viziteze un pușcăreaș. Și ăsta i-a spus, am crescut într-o familie numai cu un părinte, divorțați, rele, banditisme, crime, pușcărie, ani de zile. Și băi, aveam în față un criminal, un om care a făcut toate relele, fără scrupule, fără teamă de Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut ca pe când s-a întors acasă, fratele ăsta care scria, spune, măi, dar eu n-am păcat. Și într-o dată a început să-și vadă stare și mândrie. Băi, eu care am scris atâtea cărți, eu am crezut că trebuie să mă citească oamenii, pe cine e așa ca mine. Ce invidie, de ce altul a avut realizări mai bune, o cotă pe piață mai mare. Ai, nu vă spun eu păcatele lui, citiți cartea. M-a uimit când am văzut cum își povestea, măi, stările lui interioare. Curat la suflet înseamnă pe din afară ori pe dinăuntru curat? Pe dinăuntru. Iov a avut grijă ca păcatul să nu prindă rădăcină. Și asta poți să faci prin sinceritatea ta. Când copiii lui, copiii-s copii, mai aveau ei câte o serbare, scrie în 1 cu 5, au zis ce principiu avea Iov. Aducea câte o jertfă pentru fiecare din ei, zicea, poate că au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Și spunea Domnul că din inimă ies, dar când ies deja se văd, dar până nu ies, păi nu se văd. Alea dinăuntru care nu se văd, zice la 1 Timotei 6, iubirea de bani e rădăcina, dar apoi când începe să umble după asta, deja se vede, dar rădăcina o crescut, o da sămânța acolo. Să ne ajute Domnul să ne ferim de acele păcate ascunse, să fii curat, transparent, să fii sincer în viața ta. Cu ce David, Doamne, ce-mi iese
pe gură, aceia și gândesc. Un astfel de om are șanse altfel să pierde în mijlocul adunării, cum spune în Proverbe. Spune la 1 Timotei, capitolul 1, legat de asta, și Dumnezeu ne-a dotat cu sistem ca să depistăm rău. Din prima fază, 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5, ținta poruncii este dragostea, adică trebuie să trăiești în atmosfera asta, atmosfera veșniciei, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. 1 Cu 19, să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Auziți? Cugetul pe acolo se strecoară. Zice Pavel, Roman 9:1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt, îi spune la Timotei să nu umblăm cu lucrul care, zice 1 cu 21, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte, să nu faci nimic cu părtinire, să te păzești pe tine curat. Mulțumim Domnului că ne-a spălat, ne-a dat o haină albă, să ne ajute să o și păstrăm. Hai să mă apropiu de final, oprindu-ne la finalul cărții Iov. Recapitulez și punctăm ceva de acolo. V-am zis că Iov a reușit să ducă o asemenea viață, nu pentru că l-au văzut alții. Că zice în Ezechiel 14 că 3 oameni sunt de laudă acolo, a zis Dumnezeu, Noe, Daniel și Iov. Ăștia toți 3 au trăit fără biserică, fără să fie din poporul Domnului. Împreună acolo, n-avea Iov acolo pe alții. Daniel era singur acolo dus. Noi, de asemenea, într-o lume stricată. Ăștia s-au raportat direct la Dumnezeu. Așa se trăiește viața. Comunitatea frățească ne ajută. V-am spus în al doilea rând că Iov, ori de câte ori apărea rău, știa că îi apare în față, se abătea. Am amintit apoi că și dacă a venit diavolul în forță, tot s-a abătut. Și dacă Dumnezeu l-a părăsit și l-a îngăduit ca pe fiul său, tot a rămas credincios. Pentru că el, între altele, am amintit asta, s-a luptat să aibă tot timpul o conștiință curată. Să n-aibă lucruri ascunse, să nu lase din fașă ura să bocnească, vă amintiți de Absalom? Eu purtat pică la Amnon, 2 ani de zile nu a vorbit nimic. Eu fac eu. Și după 2 ani a fost în stare să-l omoare pe frate său. Și după alți 4 ani și-a pus în plan să-l omoare pe tată său. Dar între timp, răul ăla din interior a tot lucrat. Și a ieșit la suprafață. Da, spuneam că amintesc ceva din Iov. Până la urmă, Dumnezeu s-a arătat. Și cine am fi așteptat noi să-i spună Dumnezeu la Iov? Mă, Iov, uite așa a fost înțelesul și de fapt eu pe tine te răsplătesc, tu stai liniștit. Îi spune Dumnezeu asta? Dar ce-i spune Dumnezeu? Așa pe scurt, ca să nu citim o droaie de versete. Iov, eu sunt stăpânul. Eu le-am creat pe toate, le stabilesc pe toate, tu? M-ai ajutat pe mine cu ceva? Sunt dator cu ceva? Și Iov spune în final, capitolul 42, știu că tu poți totul. V-am spus, Iov n-avea treabă, n-a avut treabă cu Satan. Oricum, în final dispare Satana de aici. Și la gata iar o să dispară. Și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care nebunia să-mi întunece planurile, întreabă Dumnezeu? Ascultați-mă bine. Despre Iov nu scrie tot în cartea Iov. Zovul niște planuri și nu totul e scris aici. Aici scris ce-o prins Moise. Cum scrie la un moment dat numai marginea lucrărilor lui Dumnezeu. Dar ce socotele au avut Dumnezeu și ce plan asta, cine știe? Nu? Ce Iov, vezi să-mi încurci planurile? Dar, Doamne, ce planuri ai? Că suntem noi curioși, nu? Dar ce i-a spus Dumnezeu? Nu, eu da socoteală. Și ce eu am vorbit, fără să înțeleg, minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Urechea mea a vorbit de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Doamne, după o asemenea experiență și un asemenea rezultat, tot a spus că rămâne smerit și vrea să slujească Domnului. Doamne, ajută-ne! N-a zis asta și Ezechia că după experiența aia o că voi rămâne smerit până la sfârșitul zilor mele, deși nu a fost chiar așa. Să ne nădăjduim că eu v-a rămas smerit. S-a liniștit că Dumnezeu este stăpân
și care planuri pe care noi le înțelegem, nu le înțelegem. Dumnezeu apoi i-a adus pe prieteni înapoi, unii au avut de plătit, alții au avut de căpătat, s-au încheiat conturile, unii au avut prea mult, alții de dat. Și Dumnezeu își continuă mai departe lucrările. Dragii mei, adaug asta, așa că acum ne gândim, de exemplu, ce-o fi cu Israelul, nu? Măi, dar de ce s-a întâmplat asta? Dar cum va fi? Dar oare acum vine sfârșitul sau nu vine? Cred că suntem ca ucenicii. Doamne, acum vine! Am fost la rugăciune cu un frate și a fost o vedenie, zice, am văzut o trăirătoare în grâu. 1-2 lăsa iar tăia, 1-2-3 lăsa iar tăia, o zvatea tot mai mulți oameni care pleacă. Doamne, dar de ce pleacă? O suni pentru mântuire, alții de pierzare, dar nu toți care au murit în război și acum sunt pentru mântuire. Dar cei care rămân să aibă o singură grijă, să se mântuiască pe alții, să ajute și la mântuirea celorlalți. Cam asta ne este dat nouă să știm și asta să facem. A zis Dumnezeu prin Moise, Deuteronom 29:29, lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, cele descoperite, dar știți capătul versetului, acolo e partea practică. Ascultați, că de multe ori zicem versetul numai până aici, știi? Ca să nu ne facem tema de casă. Care sunt descoperitea noastră? Ascunse a Domnului, dar care sunt ale descoperitea noastră? Ascultați versetul 29:29. Cele descoperite sunt ale noastre, a copiilor noștri, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Nouă ne revine să facem ce e scris și ce ne este dat. Doamne, ajută-ne! Cum mai spun eu uneori la mormântări, măi, ne întrebăm, moare câte o mămică tânără? Să vă rugați pentru cazul ăsta. Sora în tinerețe a fost membru la noi, era la grupul Samariteni. Ancuța Pop are un frate la noi. A născut al 11-lea copil prematur. Soțul ei, sănătos până în vară, a depistat cancer în fază avansată. 46 de ani. Păi știm noi de ce ar face Dumnezeu dacă ar fi să se ducă, în alte situații au plecat. Asta nu știm, așa-i? Dar să cercetăm pe orfan și pe vădăvă, asta știm? Măi, culmea, vrem să știm ce nu putem să știm și ce știm nu facem. Asta e iar o aplicație interesantă de la cartea Iov. Băi, nu știm! Că numai Dumnezeu le știe și le programează pe toate. Dar ce știm facem? Iov nu încheia spunând, Doamne, gata, am priceput, tu pricep, te descurci tu. Nu, a zis, tu te descurci, tu pricep, dar eu mă pocăiesc. Asta a priceput. A zis Iov cu alte cuvinte, măi, mi s-a meritat până acum să fiu pocăit, că Dumnezeu s-a bucurat de mine, dar de acum mă pocăiesc mai tare. Asta e concluzia lui Iov. Le las pe seama lui Dumnezeu ce o să se întâmple. Scrie în Ioan 21 că a zis Petru către Domnul Iisus, Doamne, dar cu Ioan ce faci? Zice, ce-i treaba, da? Tu vine după mine. Am înțeles. Doamne, ajută-ne să înțelegem ce-i de înțeles. Și tot ce am înțeles să facem, să împlinim. Și ce nu, Doamne, să rămâi mai departe pe tron. Că în cartea Apocalipsei, unde scrie că se întâmplă toate fenomenele, știți cu ce începe revelația Apocalipsei? Cu Dumnezeu pe tron, care domnește cu autoritate de plină. De acolo pleacă fulgerele, tunetele, toate pleacă de acolo. Dumnezeu rămâne atotputernic. Și se vor termina și toate astea, vor trece ca într-o clipă și va începe împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să intrăm acolo. Tot mă adaug ceva, mă iertați. M-am rugat în ultima vreme și am zis, Doamne, ce vrei să fac? Să slujesc. Bine, predic, pastorați. Dacă mai e ceva ce vrei să fac și nu pricep, și mi-a zis Domnul în vreo două locuri, dar foarte clar, vreau să te folosesc, să te ocup de oameni căzuți, în stări grave, care nu mai... aproape nu mai cred că pot fi mântuiți, la care alții nu le mai dau șansă. Și m-am bucurat. Și am văzut că mi-apar situații din astea și a pus Dumnezeu o anumită compasiune în mine pentru oamenii ăștia zdrobiți, căzuți. Și dacă vreți să vă rugați pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea pricepere și putere să știu cum să mă ocup de ei. Dar
Dacă de ăștia năcăjiți mă bucur că Dumnezeu îi ridică și întoarce, de ce să nu mă bucur să văd pe frații mei credincioși că rămân până la sfârșit și Domnul îi mântuiește? Asta să ne fie, dragii mei, bucuria la toți. Unii facem direct, alții sprijinim pe alții în rugăciune, să se mântuiască toți cât îi găsim în jur. Să salvăm tot ce se poate salva. Fetelor, colegile voastre, frați, surori din adunare, care știți, oameni, rugați-vă în jur, Dumnezeu să ne vină în ajutor. E o luptă, satana se împotrivește, dar Dumnezeu vrea să ne scape, are planuri binecuvântate și vrem să ne folosească și pe noi în aceste planuri. Mulțumesc de ajutorul dumneavoastră și vă binecuvântez în numele Domnului și la gata, dacă s-a mai mântuit vreunul din ăsta necăjit și s-ar bucura cu, și îngerii, cel puțin în rai s-ar bucura și frații de la Nădlac. Uite, și omul ăsta a fost salvat. Și cui a fi plătuța? Eu am făcut 1%, dumneavoastră 1% și Dumnezeu 90%. Domnul să fie binecuvântat și Domnul să vă binecuvânteze. Amin.